Bună tuturor! Vreau să vă arăt ce cumpărături am făcut de la Carrefour, Pepco și Jumbo. Și o să încep cu Jumbo. Pentru telefonul Selenei aveam nevoie de un încărcător și am luat unul cu 5 lei. Cât o fi de bun acum, nu știu, vedem. Selenei i-am cumpărat o bluziță și a dorit foarte mult bluzița asta cu bretele aici. Și cu mânecile astea, foarte frumoasă este. Mi-a plăcut mult. A costat 29,99. Chiar foarte, foarte frumoase. Așa, și să terminăm cu Selena. I-am cumpărat o gecuță de primăvară. Și gecuța asta e frumoasă. Mai avea și pe galben, dar i-aș dori pe roz. Asta a fost 39,99. Gecuța asta, subțirică de primăvară, frumoasă. Așa, și pentru marca am cumpărat o pereche de pantaloni cu imitația asta așa de, nu știu, militar. 9,99 lei. Și restul bluze. Am mai vrut să cumpăr o pereche de pantaloni, dar văd că am uitat să o iau și doar mai pusese mâna pe o pereche de pantaloni, nu știu de ce. I-am cumpărat o bluziță, mărimea 98. Pe asta am dat 7,99 lei. Mie îmi plac foarte mult hainele de la Pepco, mi se par calitative, mai ales că le pătează, le rupe, le agață, n-ar rost să investești bani mai mulți pe haine. Încă o bluziță foarte drăgălașă. Și asta a costat-o 7,99 lei. Pentru marca am pantaloni, slavă Domnului, și am vrut să iau doar două perechi de pantaloni, dar văd că cealaltă pereche roșie, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, bluzițe avea nevoie. Și nu bluzițe de casă, cât bluzițe de ieșit pe stradă. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Tot 7,99 lei. Să știți că are niște materiale foarte bune. Au materialul bun și calitativ. Încă o bluziță tot cu boom. Cred că toate sunt cu boom. De fapt, da, numai că diferă modelele și culorile. Asta a costat 4,99 lei, redusă de la 7,99, tot mărimea 98. Și încă una. Asta văd că e diferită. Tot cu boom e, dar la mânecuțe și la bata asta de jos e diferită. Asta a fost 6,99 lei, redusă de la 9,99. Materialele bune, îmi plac și tot voi cumpăra. Selena și-a cumpărat de la Jumbo o prostie din asta cu un cui. A văzut ea și s-a părut interesant. Și hai să scot din pungă încet, încet. Marc doarme acolo în pat. Abia l-am adormit și nu va simți și nu va auzi gălăgia. Cam ce vă arăt de la Jumbo sunt lucruri pentru ziua Selenei. Am cumpărat o punguță din asta cu 50 de accesorii. A costat 20 de lei și are o grămadă de accesorii faine pentru petrecere. Ideal pentru petreceri cu copiii. Selena va avea la ziua ei și în jur de vreo 5 sau 6 băieței, dar având în vedere că e petrecere pentru o fetiță, m-am gândit să cumpăr doar pentru ea. Avea și seturi de băieți, dar n-avea rost să cumpăr pentru că n-avea rost să dau încă 20 de lei în plus. Are niște mânuțe din alea care dai și clănțănește, yo-yo, fluturași ca să bagi biluțele, fluiere, inele, ochelari, brățări, ceas. Mi s-a părut interesantă și niște chestii. Nu știu ce mai are aici. Vom vedea. Poate o să reușesc să cumpăr și pentru băieței, dar nu cred. Probabil la ziua lui Marc îi voi cumpăra lui așa ceva. Așa, hai să vedem ce a mai luat. Selena și-a mai cumpărat un slime să se joace în apă. Aici zice creează-ți propriul slime și Selena a zis că poți să se joace și în cadă cu el. Nu știu, ea așa a văzut. Fără canale de scurge înfundate. Nu știu, habar nu am ce se face. Ea a zis că
A văzut pe internet că te poți juca cu el și în apă. Acum eu nu prea aș crede așa ceva. În fine, ăsta a costat 15 lei. Și am mai cumpărat un set de creioane cu 6 lei, deoarece creioanele care le-am luat de la Jumbo. Și am să vă și arăt unul, ca să știți să vă feriți să nu le cumpărați. Se ascund prost, se rupe mina la ele. Deci e modelul ăsta de creion. Nu știu cum să vă arăt să focalizeze. Și sunt mai multe culori, cu gumă, cu culori diferite. Mai am aici, cred că câteva. Hai să văd unde sunt. Și pe roz. Deci asta vă zic să le evitați cât puteți. Sunt foarte proaste și la ascuțit și se rupe mina. Selena a zis că în momentul în care scrie mina se mișcă și am zis să încercăm astea, că Selena are un coleg. A spus că are creioane în astea și sunt foarte bune. Am dat 5,99 lei. Așa, eu mi-am cumpărat un fel de bustieră cu sutien. Mi se pare că mi-este un pic mică, dar era cea mai mare mărime largi. Dar acum vom vedea, a costat 13 lei. Pentru Selena am mai cumpărat niște genunchiere și cotiere pentru role. Am dat 15 lei pe ele. Așa, și hai să începem. Selena va avea petrecerea cu LOL și tortul. I-am cumpărat și chestiile astea pentru tort din zahăr. Le-am băgat aici în dulapul ăsta, deoarece zice că trebuie să stea la temperaturi de sub 25 de grade. Și dacă le-aș pune în bucătărie undeva la înălțime, ar fi cald. Dacă le pun într-un sertar ce și pe lângă calorifer, la fel ar fi cald. Și aici e ideal. Aici am decupat Selenei să mănânce, deci pur și simplu este hârtie comestibilă. Și am cumpărat mai multe păpușele, care le voi decupa și le voi pune cu pastă de zahăr pe tort. Ea va avea două torturi cu LOL. Unul așa, aici am mușcat ca un șoricel să vadă ea ce pastă de zahăr e. Și unul așa, deci așa va fi tortul ei. Un tort așa și un tort așa. Ăsta îl voi pune pe deasupra și ăsta îl voi pune în picioare. Poate voi reuși să filmez cum îi voi face tortul Selenei, dar nu vreau să promit. Pentru că de multe ori mă iau cu treaba, uit, sunt mai multe etape de a face crema, blatul și toate cele. Și cu marchi este destul de greu. Și vine de multe ori, mă întrerupe, mă trage și nu reușesc să fac. Așa, și am cumpărat o față de masă cu LOL. Are 1,20 m pe 1,20 m. Acum să vedem masa mea. Eu nici nu mai știu cât are masa asta. Trebuie să o măsor. Da. I-am cumpărat un pachet de 20 de șervețele din astea. Nu avea rost să cumpăr două, deoarece sunt 20 de bucăți și oricum vom mai folosi și șervețele normale. Am mai cumpărat și unele cu buline. În prima zi va avea petrecerea cu copiii îmbrăcată și făcută cu LOL și în a doua zi cu adulții va avea cu buline. Pentru că astea cu LOL sunt destul de scumpe și, sincer să fiu, nu am vrut să dau banii destul de piperați pe chestiile astea. Șervețele au fost 10 lei, un pachet, fața de masă 10 lei, un pachet, paharele 10 lei, un pachet, sau 8 lei, nu 8 lei, paharele 8 lei, farfuriile parcă 10 lei și de aceea nu vreau să... Nu am vrut să dau atâția bani. La fel, am luat două seturi de pahare, 8 lei setul și are 8 pahare, ea va avea în jur de 10-11 copilași, deci ei vor ajunge în prima zi. Și este nou cu LOL-ul. Farfuriile LOL sunt 8 la număr, la fel am luat două seturi și a fost 8,99 lei sau 7,99 lei, nu mai țin minte să vă zic. Ia să vedem dacă găsesc aici. Farfurii, 7,99 lei. Așa, ia să vedem, mai avem ceva cu LOL? Că nici nu mai știu să vă zic. Cred că nu mai am cu LOL nimica. Și pentru a doua zi, mie mi-a plăcut foarte mult cu buline. Avea și simple, avea și cu Happy Birthday, avea și cu Princess și nu mai știu ce, dar a avut. În trecut a avut modelele și am zis, hai să luăm cu buline. Am luat o față de masă cu buline, a costat... 5 lei sau 6 lei, nu mai țin minte, sau 4 lei. Stai să văd dacă găsesc aici.
Haide, măi, unde te-ai dus? Față de masă, 10 lei a fost LOL și hai să vedem altă față de masă. Periuță, 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 față. Și asta a fost 2,99 lei, asta cu buline. Așa, un set de pahare foarte drăguțe, care se asortează cu fața asta de masă, a costat 3 lei și sunt 15 bucăți. Eu am încercat să explic Selenei să-i fac petrecerea cu altfel, pentru că se potrivește să aibă și farfurioare din astea la tortul LOL, dar ea nu a înțeles și a dorit foarte mult LOL și am zis hai să facem o zi așa și o zi așa, pentru că vom avea și o zi cu adulții. Și aici sunt două seturi, 2,99 lei un set de 15 pahare. Așa, am cumpărat un pachet de șervețele tot cu buline, 20, s-au costat 1,99 lei sau 2,99 lei, nu mai știu exact. Farfuriuțele au costat 2,99 lei și am cumpărat pentru tort și sunt 10 la număr, deci am 20 de farfurii. Asta mă refer pentru adulți, pentru că vom fi destul de mulți adulți. Dar oricum vom fi din familie și în cazul în care nu mi-ajung farfurioarele, eu mai am și niște farfurioare de data trecută, de anul trecut și o să pun de acolo. Am mai cumpărat un set de lingurițe cu 2,99 lei. Sunt, nici nu știu câte bucăți sunt, că nu văd aici, 25. 25 de bucăți, mi s-au părut ieftine, nu mai stăm să spălăm linguri și alte cele, pentru că va fi destul de mare zăpăceală cu atâția musafiri și copii și toate cele. Și încă un set tot cu 2,99 lei. Ăsta îl vom folosi la LOL, mă gândesc, că se potrivește la culoare, și ăsta la bulinuțe. I-am mai cumpărat cu 3,99 lei steaguri petrecere cu Happy Birthday. Mi-a plăcut foarte mult tematica asta cu unicorn. Am vrut ceva cu LOL, dar nu am găsit. Mi s-a părut ieftină. I-am mai cumpărat cifra 7, că împlinește 7 ani să-i oprind pe perete. Mai am anumite chestii de lipit pe perete, dar să vedem dacă le vom lipi. I-am mai cumpărat două seturi de baloane. Un set a costat 1,99 lei parcă și sunt 5 baloane cu cifra 7. Și am luat două seturi să umflăm așa baloane mai mult pentru copiii mai micuți, așa cum e Marc și ferișorii ei să se amuze. I-am mai cumpărat o lumânare cu cifra 7 pentru o zi și încă o lumânare pentru altă zi. Deci asta a costat 2,99 lei și asta 99 de bani, 1 leu. Cred că 2,99 lei sau 3,99 lei, sincer să fiu, nu mai știu, dar scrie aici pe bon. Oricum cam astea sunt prețurile, 1,99 lei, 2,99 lei. O lumânare am dat, uite, 0,99 de bani și o lumânare 2,99 lei. Așa, pentru noi am mai cumpărat câte o periuță de dinți, dar nu știu unde e cea de bărbați, am pierdut-o, uite aici. Deci vreau să vă zic că periuța asta de dinți costă 1,99 lei și este cea mai bună periuță de dinți care eu am încercat-o până acum. Are niște perii foarte moi, nu-ți rănește gingia, simți cum îți curăță dinții și 1,99 lei, deci vreau să zic că am cumpărat până acum de multe ori de la ei și îmi plac foarte, foarte mult. Eu nu investesc mulți bani în periuțe, deoarece le schimb la o lună sau o lună și ceva, câteodată și mai repede, depinde cum mi se pune mie pata. Și am avut și periuță electrică și nu am fost mulțumită, mai ales că sunt foarte scumpe rezervele, să tot recumperi, să tot recumperi și nu, eu nu aș da banii pe așa ceva. Am mai cumpărat și copiilor câte o periuță de dinți, tot un leu, nu, asta a fost 1,50 lei una. Ne-am mai cumpărat câte un capac pentru fiecare. Mie îmi place să țin periuțele acoperite, stau și tot mă gândesc că vai, vine cineva la mine și să nu sară când se spală pe mâini sau am eu gândirile mele. Asta a fost 2 lei. Selena și-a mai cumpărat un balsam de buze cu gust de și aromă de bubble gum, nu știu cât a costat, nu mai mă uit pe bon, și un strugurel, asta a costat 4,99 lei, pentru buze strălucitoare, asta e drăgălaș. Și cam astea au fost produsele de la Jumbo.
Să știți că m-a costat destul de mult. Tot ce ați văzut de la Jumbo a costat 192 de lei, 64 de bani. Sunt destul de scumpe. Când te duci acolo spui, vai, nu sunt scumpe. Și ați văzut că multe chestii de la Jumbo așa nu am cumpărat. Deci ce se vede, mărunțișurile astea. Astea cu ele au fost cele mai scumpe și ce am mai luat aici. Ăsta 15 lei, 15 lei, sutienul ăla 20 de lei și creioane, dar s-a adunat. Zici că Jumbo are prețuri ieftine, într-adevăr are, dar în momentul în care ajungi la casă, ai o grămadă de bani de plătit. Și haide să vă arăt și ce am cumpărat de la Carrefour. Astea o să le iau și o să le pun la locul lor după aia. Și tot ce am cumpărat de la Carrefour este strict pentru ziua Selenei. Am cumpărat două bidoane de Coca-Cola și un Fanta. Asta a costat 12 lei 99 parcă. Pentru adulți, bineînțeles, că nu voi servi copiii cu Coca-Cola. Pentru copii am cumpărat să pun un bidon de suc Fanta pe masă, unul de ananas și prigat de prigat limonadă. Mie îmi place foarte mult ăsta, îmi place și cel cu mentă, dar ăsta îmi place mai mult. Pentru copii am cumpărat o șampanie, n-am mai cumpărat și pentru adulți să desfacem șampanie, cu toate că va avea alături și verișorii ei și când vom petrece cu adulții. Șampania asta a costat 8 lei și ceva, Fanta 4 lei și ceva, Giusto 4 lei și ceva, prigat la fel 4 lei și ceva. Aici mai am încă un prigat, tot limonadă. Astea sunt toate sucurile care le vom avea pentru ziua Selenei. Bineînțeles că mai avem și apă și plată și minerală, poate vom mai avea și ceva bere pentru adulți. În cazul în care mai e nevoie, bineînțeles că mai cumpărăm. De obicei copilașii nu bea așa de mult suc, ei mai mult sunt taxați să se joace, să se distreze și ei sigur ne vor ajunge bidoanele care le avem, dar dacă nu, mai merge și mai cumpărăm. Și pentru tortul Selenei am cumpărat așa 5 ciocolăți din astea Milka albe. Încă nu m-am hotărât 100% cum să fac tortul, dar o să văd. 3 ciocolăți vreau să le las mus de ciocolată albă. 2 ciocolăți vreau să cumpăr colorant alimentar și să fac o cremă cu smeură, căpșun sau fructe de pădure, nu știu. Ori să iau și aromă, ori o să combin cu plicul ăsta de la Dr. Oetker sau cum mi se zice, cu gust de căpșuni. Nu știu, o să văd cum mă decid. Și am mai cumpărat 2 ciocolăți de la Candia. Cu asta am făcut mereu tortul. Cu 80% cacao. E ciocolată măruie. Va avea un rând de ciocolată neagră, un rând de ciocolată albă și un rând de ciocolată cu smeură, căpșuni sau ce știu eu, ce mă decid. Așa, am mai cumpărat 5 pliculețe de gelatină pentru a se întări crema. Și cred că atât, da, atât am luat de la Carrefour. Să știți că ziua Selene este destul de costisitoare, având în vedere că am cumpărat atâtea, deci 77 de lei am dat numai la Carrefour pe tot ce vedeți aici. 71 de lei am dat pe accesoriile alea sau cum se spune LOL din pastă de zahăr, de fapt nu pastă de zahăr, hârtie comestibilă, am dat 71 de lei. Pe chestiile de la Jumbo și ce am luat am dat 190 ceva de lei, dar hai să zici că pentru petrecere am costat să zicem poate 100-110 ceva de genul să zicem. Și dacă stai să le aduni, încă nu am terminat. Mai am de comandat pizza pentru petrecerea cu copii și pizza pentru petrecerea cu adulții. Deci pe mine ziua Selenei mă va costa în jur de 500 de lei. Plus deranjul, că bineînțeles că te deranjezi, mizerie, toate cele. Dacă stai să le calculezi, nu știu cât se merită să ții ziua acasă. Dar și dacă stai să calculezi să ții ziua la loc de joacă, te duce undeva la peste 1000 de lei, pentru că am fost la multe petreceri și... ce am aici? Aluniță, cred că. Am fost la multe petreceri și părinții au dat foarte, foarte mulți bani, deoarece copiii vin și cu părinții, trebuie să servești și părinții și te duce la o grămadă de bani. Având în vedere că eu tortul fac acasă, că de asta mă duce la atâția bani, deci...
Pe mine, ca să fac tortul Selenei acasă, mă duce la 50 de lei. Eu, știți că mai am de cumpărat frișcă și colorant alimentar. Dar încă nu sunt decisă dacă o să bag la crema aia roz colorant alimentar, trebuie să mă gândesc. 50 de lei m-a dus numai ciocolățile cu gelatina și dacă mai cumpăr frișca. În afară de asta, sucurile și cu pasta de zahăr care o am, cam norocam, dacă n-aveam pasta de zahăr, trebuia să cumpăr și aia. Și chestiile alea care le-am cumpărat cu Eloel. Dacă era să fac doar din pasta de zahăr, dar am încercat să vorbesc cu ea și nu a vrut. Își dorește efectiv cu Eloel și eu nu știu să modelez Eloel. Nu știu să fac păpușa Eloel. Dar n-am reușit să o conving și am zis, hai, dacă e o dată pe an ziua ei și împlinește și vârsta de 7 ani, hai să-i facem. Deci, tortul ca să fie comandat numai un tort pentru ziua ei, având în vedere că e 60 și ceva de lei, cel mai ieftin tort din ce știu eu cu pastă de zahăr la noi în Brașov, sunt și cu 80 și ceva și cu 100 de lei kilogramul, deci vă dați seama că tortul Selenei pentru o zi cu copiii mă ducea undeva la aproape 200 de lei. Având în vedere că vreau să fac tortul și pentru adulți, dădeam pe torturi o grămadă de bani. Așa, dacă stai să socotești, 50 de lei, mai ales că fiecare are o făină, toate cele în casă, zici, bă, nu e chiar așa de mult dacă stai și te gândești. Mi-au amorțit picioarele. Dacă era să nu-i cumpăr chestiile alea din figurinele alea cu Eloel, da. Te ziceai, bă, 50 de lei, pasta de zahăr o cumperi și o ai pe tot timpul anului că faci tort. Și mie și lui soțul meu și pentru Marc și pentru Selena, zici, băi, se merită să iei pastă o dată pe an. Dai 100, 100 și ceva de lei pe pastă și o ai să faci 4-5 torturi. Dar trebuie să aveți grijă și cu ăștia când comandați pasta de pe internet, pentru că eu am comandat și sunt paste de zahăr care au fost valabile doar o lună, două și nu mi se pare normal. De acum încolo când o să comand pastă de zahăr, îi voi suna și îi voi spune foarte clar. Mie îmi trimiteți pastă de zahăr să-mi ajungă să o pot folosi tot de cursul anului. Nu-mi trimiți ca să o folosesc o lună, două. Deci am avut pastă de zahăr care a expirat în martie, expiră în martie, am pastă de zahăr care expiră în aprilie, am care a expirat în februarie și am care a expirat în noiembrie și plus înainte. Deci vă dați seama că e destul de ciudat. Și da. Chiar dacă fac și eu tortul acasă sau chiar dacă îl făceam acolo, tot te duce la o grămadă de bani. Dar mă bucur că în ăștia 50 de lei, dacă stau să-i socotesc, că dacă vrei să faci un tort pentru un copil și nu neapărat să-l îmbraci în pastă de zahăr, te duce la 50 de lei, ciocolată, gelatină, frișcă și așa. Și dacă ai ouăle în casă, cum eu mereu îmi cumpăr cofrag de ouă și am mereu ouă, zici, mă, 50 de lei ți ies două torturi și nu două torturi mici. Deci îți ies două torturi de, să zicem că tava ar fi 28 de centimetri, cam așa, deci un tort foarte mare ți iese. Dar anul trecut, la ziua lui Marc, am făcut doar un tort și nu mi-a ajuns să împart. Și un tort destul de mare, dar nu mi-a ajuns să-l împart la toată lumea și mi-a părut foarte rău. Pe lângă tortul ăla am mai făcut și niște inimioare, niște, dacă vă aduceți aminte, din mus de ciocolată și nu mai știu ce erau, alea floricele sau ce erau. Dar anul ăsta vreau să fac două torturi și la ziua lui Marc și la ziua Selenei, ca să fie, să am să dau la toți, pentru că suntem destul de mulți în familie. Și da, nu mai stau să mai mă tărâmpănesc cu friptură, sarmale, ciorbă și cu toate cele, pentru că am văzut că și cumnata mea s-a chinuit destul de mult ieri. A avut și ciorbă, a avut și sarmale, a avut și friptură, pune și murături, a adus și pâine și toate cele. Așa, a luat pizza, copiii sunt foarte încântați. Deci eu când mergeam la petreceri la copii și mi-e zicea că mâncăm pizza, eram foarte fericită. Și am văzut că și copiii în general sunt foarte fericiți să le dai pizza în comparație să le faci pireu cu cărniță sau ceva. Probabil nu toți părinții dă copiilor pizza deoarece zice că nu-i sănătoasă sau așa. Și le voi cumpăra pizza și la adulți și la copii. Oricum n-am mai mâncat de ceva vreme pizza și nici pizza făcută de mine, nici cumpărată. Chiar n-am mai mâncat de ceva vreme și chiar mi-e poftă. Dar mai e oricum până la ziua Selenei. Pe 21 martie țin cu copii și pe 22 de martie cu adulții. Nu știu dacă va fi soțul meu acasă. Sincer să fiu, nu știu, dar vom vedea. Și m-am lungit cu voi o grămadă. Am vorbit. Am vrut să vă arăt cumpărăturile și m-am luat la vorbă cu voi. Astăzi vom avea și vlog.
Am filmat și ieri și am filmat și azi și voi mai filma și din ziua de azi. La noi în Brașov este foarte cald și foarte frumos. Am fost la plimbare, am fost la McDonald's, dar n-am mai apucat să filmez. Am fost în Carrefour, la Pepco, la Jumbo, la plimbare, peste tot. Ceasul e 3 și ceva, este duminică. Marco a dormit pe la vreo 3, fix, cam așa. Acum o să mă pun să-mi pun produsele la locul lor și aștept să trezească Marc. Nu știu dacă vom mai ieși afară, dacă mai e soare sau... Și dacă nu-i soare, oricum tot plăcut e. A fost și mine afară și a fost fericită. Mâine va fi frumos și va mai fi frumos și marți. De miercuri iar se strică vremea. Și da, cam asta este. Ne auzim în vlog astăzi. V-am pupat cu drag și vă mulțumesc că mă urmăriți. Pa, pa!